Stasera a Londra! A, stasera, nu seara. Băi, bună seara, oameni dragi, mă bucur foarte mult să fiu aici. Suntem toți, practic, nu? Am venit toată Londra aici în seara asta. Toată Londra cu bani, că restul... Ce faceți, oameni dragi? Aveți chef să râdeți? Foarte bine. Mă înțelegeți, da? Nu trebuie să vorbesc pe... Nu că e cu Moldova, de asta nu... Nu de asta. Bună seara, bine ați venit la stand-up comedy, la invazia moldovenească, cum ar veni, cu Serghei, cu Paul Lungu și cu Adi Bobo în seara asta, în formula asta. Eu sunt Serghei, eu sunt primul dintre toți. Hai să facem așa, hai să aplaud oamenii care mă știu. Mâncați căcat. E sora mea, e cumnată mea și încă trei prieteni, restul n-aveți de unde. N-aveți. Am întrebat treaba asta cu ceva timp la un show și aplaud tot așa o masă. Tot timpul în față aplaud oamenii. Și... Dar de unde mă știți? Și era un tip foarte simpatic. La umor! Ei, sunt mortul! N-am fost! Dar i-am zis, bă, dar nu știu, dar hai să-l încurajăm că-i vai pula lui. E, probabil dacă totuși e altcineva în afară din neamurile mele care mă știu, mă știți ca ăla care-i cară bagaj de anii Sei Gafton, nu? Da, mă bucur când a venit care-i bagaj mare. Și... Ăștia nu au avut lift în pula mea. Și... Așa, hai să facem așa, hai să aplaud de oamenii care au venit pentru prima oară la un show de stand-up comedy. Aia care mă știu, practic. Da. Deci pentru cei care nu au mai fost, e destul de simplu, e un show cu vulgarități, după cum probabil v-ați dat seama că am zis deja, Paul, și cu glume. După cum v-ați dat seama că am zis deja o glumă. Deci asta e. Așa, deci ca să mă prezint pentru cei care nu mă știu, oameni dragi, eu sunt Serghei, dar ca să lămurim treaba asta, Serghei, nu Sărghei. Că... E o literă acolo în plus, dar litera aia faci diferența între măfuța unui curs. Și... Nu atât de des, adică îmi place, dar nu e așa, nu e chiar o ocupație, adică când și când, așa. Nu e chiar să mă reprezint de pe scenă făcut un curs, știi, adică... Dacă eram atât de așa, mai veneam, bună seara! Nu, nu e cazul. Că, na, ăsta nu e numele real. Numele real din buletin e Florin. Dar când mi-a venit ideea asta de nume de Serghei, am întrebat prietenii, bă, cum ar fi să mă apuc de stand-up să mă numesc Serghei? Și tot a fost, acum, e fain! E super fain, pentru că atunci când urci pe scenă, poți să te prezinți ca James Bond. Super. Hai, luminează-mă. Păi nu știi cum îți prezenta ala? Sunt Bond, James Bond. Așa poți să te prezinți și tu. Nu vă mai explic, nu? Am zis-o de două ori în vas lui, sâmba pula, nu s-o prins nimeni, nu știu. Am zis că vin cu un desen aici, cu gay, Serghei, doi care se fut în cur. Nu înțelegeau, ei erau bărbați? Bărbați? Noi nu futim decât babe aici, n-am intrat. Cum cu femei? Wow! Wow! Chiar, apropo de treaba asta cu gay, că a fost acum perioada asta de... Cât, acum 6 luni cât dracu a fost referendum. A fost cineva la referendum atunci? Da, ați putut? Adică... Stai că nu mi-am dat seama. Ați avut voie să votați aici, nu? Adică... A, nu? Cine a spus asta? Ce, ați putut sau nu? Da, s-a putut. S-a putut. Și s-a votat? N-a fost nimeni, nu? Foarte bine. A fost mulți. Bă, eu vreau să vorbesc un pic din perioada asta, că mie mi-a schimbat percepția un pic despre mediul online. Perioada aia, că mă trezeam dimineața și îmi verificam telefonul, că asta face. Intri pe Facebook și vedeam cum se ceartă oamenii pe Facebook. Că asta făceau, să muiau tăți pe acolo, homosexuali, să vă fut în gură, că dacă nu ești gay, te fătă în gură, să futeau în gură, că erau gay, nu știu. Și eu mă gândeam, bă, abia aștept să treacă toată perioada asta să mă pot uita din nou și eu la Facebook, la Crat și la Țățică, pentru asta a fost făcut. Problema e că nu s-a mai întâmplat asta. Au rămas oamenii cu chef de ceartă, doar că s-a schimbat subiectul. Acum se ceartă din alt motiv, dar tot se ceartă. Deci când a fost făcut Facebook, a fost făcut pentru asta, pentru poze cu mâții și selfie-uri din vacanță. Oamenii care fac asta acum s-au mutat pe Instagram. Și pe Facebook au rămas doar oamenii care vor să certe. Bă, și vor. Au dorință. Problema nu e cât să certe, e cum să certe. Ați văzut că nimeni pe Facebook nu are păreri. Toată lumea are certitudini. Nimeni nu spune eu cred că, toată lumea spune eu știu că. Și argumentează cu fu-te-n gură. Ăsta e argumentul lor final. Era o discuție despre asta cu gay între doi bărbați, Mihai și George. Și Mihai spune, eu nu sunt de acord cu referendumul. Și George comentează, eu sunt de acord cu referendumul. 5 comentarii mai târziu. Nu mai era vorba nici de Mihai, nici de George, nici de referendum. Era vorba despre mama lui Mihai. Și soția lui George. Care aparent amândouă erau curvi. Se cunoșteau ei de undeva sau ceva. Bă, da, problema e nu-i că era doar asta, că era tensiune pe Facebook fix. Era tensiune și în realitate, că am avut la un show în Slobozia.
Oraș mai, facem oraș mai. Era, și în mijlocul show-ului aveam o glumă despre gay. Și cum ziceam gluma aia, un nene la vreo 50 de ani s-a trezit să strige tare în sală: bă, eu nu sunt de acord ca homosexualii să căsătorească între ei. Eu am semnat și petiția. Și în momentul ăla m-am uitat și m-am gândit: bă, uite un om cu foarte mult timp liber. Că eu am o grămadă de timp liber și frecvent o tonă, dar n-am atât de mult timp liber încât să mă întreb dacă oamenii care se fută în cură au sau n-au acti. E treaba lor, ni se rupi, n-au decât. Și după ce zice asta: eu nu sunt de acord ca gays căsătorească între ei, mă uit la el la fel de nervos, spun: da, bă, nici eu nu sunt de acord ca mexicanii care transportă cafea să poarte pălării futui în gură. Și el se uită la mine: ha? Păi, dar ce treabă are? Exact în pula mea. Ce treabă are? Dar după aia, hai să vorbesc cu omul că n-am ce să fac. Și îl întreb: dar de ce aveți, domnul, problemă cu gay? Și el îmi spune pe același ton: păi cum? Pentru că am un fiu! Și ți-l futi cineva? Eu asta am înțeles de la referendum. Că dacă nu mergi la vot, a doua zi vin homosexuali, îți adoptă copilul și ți-l fut. Deci în mintea omului asta a fost. Omul s-a gândit la modul: bă, a doua zi îmi bat doi mălași la ușă, ia zi, Mirele, acasă. Hai că am venit să-l futim, că nu ți-a plăcut votul, las că taci de fiecare ori pula. Suntem șonații de handicapați, că asta e problema gheilor, că altă treabă n-au. Adică vin homosexuali și îți fut copil, bă. E și-o confuz de atâmpită. Homosexualitatea și pedofilia sunt două chestii total diferite, oameni buni. Hai să ne înțelegem. Homosexualii nu fut copii. Asta e treaba preoților. Vrei ca copilul tău să fie în siguranță? E simplu. Nu-l mai trimite la biserică. Pentru că cum ajunge acolo cineva, ori are nevoie de bani, ori vrea să te fută. Ori are mâna întinsă, ori pula sculată. Na. Joacă tu între astea două. Ce faci? Nu-i dai bani? Nu-i umpli buzunarul ca să nu-ți umpli el curul? Și discutam cu omul. Și uite, mă, ce problemă avem noi ca țară. Ca, nu știu aici cum e, dar la noi în țară asta e problema. De asta infrastructura e la pământ. Că să fut gheii și să strică drumurile. Dar nu, deci am mers de la Iași la Baia Mare, am făcut 12 ori. Numai așa, m-au colit homosexuali. Deci pistă, mă, futeau acolo. Erau nebuni. Nebuni. De asta sistemul medical e praf, mă. Să fut gheii și să dau boli. Deci am fost odată operat de apendicită, cum am început să mă operez, au venit doi homosexuali, la mine la cap, se futeau acolo, erau... Scuturau pula din fața mea, sunt nebun, e periculos. Asta e problema noastră ca nații, asta facem noi. Noi, nu noi, noi. Da, mi-a ieșit, da? Dacă nu ziceam nimic, acum trecea neobservată, vezi? Prostes? Noi ăștia. Noi băieții veseli. Da, acum, da. Noi ca oameni. Că, și, bă, eu acum nici nu... Ideea e că și omul din discuții în discuții îmi dă și cel mai deștept argument pe care a putut să mi-l dea el omul ăla din Slobozia. La un moment dat îmi spune: bă, oamenii aleg să fie homosexual pentru că așa vor ei, pentru că satana sau ceva. Cam asta a fost argumentul. Acum, hai să ne înțelegem. Orientarea sexuală e o chestie cu care te naști. O ai în tine. Dacă vrei să o recunoști bun, dacă nu, nu. Dar o ai în tine. Și acum, mă iertați că vă dau exemplul ăsta. Dar nu poți să spui că orientarea sexuală e la alegere, pentru că voi ați văzut vreodată un curd de bărbat? Nu-i cel mai primitor mediu din lume, nu? Eu refuz să cred că a existat un bărbat lipsit de orice preferință sexuală, s-a uitat la un curd de bărbat și un curd de femei și a spus: bă, eu intru cu pula acolo. Nu, dar arată prea bine, cu părul ăla cârlionțat la cur, e tot ce vrei de la viață. Aplauz la păr în cur. Okay. Acum știu cu cine mă combin după show. Eu am pățit legat de chestia asta o fază. La un moment dat eram cazat într-un hotel de 4 stele, foarte mișto, foarte luxos, și baia era foarte luxoasă de asemenea. Și când intrai în baie, butonul de tras apa deasupra toaletei era așa în perete, dintr-un inox de la mare strălucitor, așa era mișto. Dar inoxul ăla era foarte strălucitor și reflecta tot. Tot ce nu vrei să vezi. Mă, nu știu dacă... Dimineața, după ce te caci, când întorci capul să te ștergi și îți vezi tot curul ăla mare în HD, proaspăt căcat, că încă mai cad firmituri, flocii aia negri, știi, gândești: bă, dacă-i fut o dungă din până pischinare... Și încerc să vă zic că nu-i la alegere asta. Asta, deci am făcut un argument foarte detaliat despre
cum oamenii nu vor să fac sex între ei, bărbații. Adică dacă... Da, știi, asta e partea sexuală a unei relații cu gay. Acum, partea socială, eu o invidiez așa puțin. Mi se pare că, bă, ai vrea. Eu ca bărbat, eu aș vrea să fiu gay din perspectiva asta. Nu mi-ar place partea sexuală, că nu e ce mai... Dar restul mi-ar place, că... e așa diferență mare între chestia asta, bărbați și femei, așa din... Că bănuiesc, na, hai să facem așa, hai să aplaud de oamenii bărbații care au mai mult de 2 ani de relații, 3. Hai să aplaud de la pagii atunci. Deci, tu ai aplaudat, nu? Cât ai? Ce? Câți ani? Din relații cu ea. Ești sigur că... Zii tu, că el nu știe, că 5 ani, nu? V-ați verificat aseară acasă poveștile. Bă, dacă te întreabă așa, spui nu, că nu face nimic pe cap, bă. Nu, ce vreau să zic e că gândește așa, că bănuiesc că te-ai certat de multe ori. Bă, că te cerți, mă, vă certați că suntem diferiți. Bărbatul și femeia sunt două specii total diferite și ne certăm că am evoluat diferit, avem apucături diferite. Eu mă gândeam așa, bă, cât de niștoar fi să fii într-o relație cu un bărbat. Ca bărbat. Bă, e ca și cum ai avea un coleg de cameră. Te doare în pune, adică știi că e arii sensibilă și dacă ai fi cu un alt bărbat, ai face concurs, care lasă stifa mai mare de ciorap din spălat, care se beșește mai tare, oh, am dat-o eu, oh. Nu poți să faci de astea cu femeia, că se supără și pleacă la măsa și... Nu e nimica distractiv în relația aia, că cam așa. De asta eu cred, nu cred că a existat un bărbat care se uite la o femeie și se spună de bună voie, bă, vreau să stau cu una de asta în casă. Cred că mă pot înțelege cu dânsa. Pare că vorbim aceeași limbă. Nu, din punctul ăla de vedere aș prefera să fiu gay, să mă fută 3 odată în cur, să mă usturi curul 2 săptămâni, dar măcar după ce mă fut nu mă întreabă nimeni. La ce te gândești? Că asta vreau eu, să vorbim după aia, că îmi place din mor, adică... Și mă gândesc cum ar fi să stau pe canapea fără să mă întreb tu căcaturi după... Că au femeile nevoia asta, așa? Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? La ce te-ai gândit? Ia să te gândi la cineva? Ai vrut să mă înșel? Păi stai un lac, eu nici nu știu ce-o fost, lasă-mă să revin. Imediat după sex, ce? Hai să vorbim. Cât doar mor, eu îmi place de măcac pe mine când vorbim. Păi, de iubirea mea, cum să nu? De nu mai pot. De ce aveți nevoie asta? Fetelor, hai să înțelegem. Cel mai frumos sentiment din viața unui bărbat e liniștea de după sex. Ascultați la mine și puneți în practică. Dacă unui bărbat i-ai dat liniște după ce i-ai dat pizdă, ăla o să iubească toată viața lui. Poți fi nebun, poți fi curvă, poți n-ai dinți în gură, să ai ochii strâmbi, să îi fuți prietenii. Asta e. Băi, o să fii ok. O să auzi după aia discuții între bărbați. Băi, ultima curvă, te-o înșela cu cel mai bun prieten al tău. Bă, ai dreptate, dar tu știi ce frumos taci. Îi mută. Ei, făceam la un moment dat dragoste cu prietena mea și așa de mișto era, așa atât de intens și după sex îmi spune, băi, Sergiu, a fost incredibil. Și eu zic, mersi frumos. Și am spune, mai vreau o dată, ha? Mai vreau o dată. De ce? Pentru că mi-a plăcut. Hai să văd dacă îmi dau seama. Dacă am făcut-o bine, dacă te fut bine, mai vreau o dată că ți-a plăcut. Dacă te fut nașpa, mai vreau o dată ca să sunt și tu ceva. Cum, crucea, mă, de să te fut? Ca să mă lași pe mine să dorm. Că pentru noi, nu zic mini, noi, ca bărbați, asta e bucuria. Pentru noi, sexul e munca inutilă pe care o facem ca să ne putem bucura de data plăcerii, de somn. Eu când fut, eu am fantezii cu somnul după aia. Las că dorm după aia mâncați, aș vezi cum sforă, curbale din gură. E ca și cum vreau să mănânc doar desertul, dar trebuie să mănânc și ciorba, că na, e sănătos. Și după ce mă chinui și ling toată farfuria aia și mă gândesc, bă, am terminat de mâncat toată ciorba asta, în sfârșit papanaș vine ea și spune, hai să-ți mai pun un pomeni din borș, du-te-i în pula mea. Nu te-am întrebat, nu vreau, nu. A mea când începe să vorbească, deci după un minut mă pierde. Și o văd așa, deci nu mai aud așa, nu mă mai interesează, și o văd că dă din gură. Și las-o să vorbească, termine ea. Și pe un sfert de ori îmi dau seama că nu se oprește. Și vine ideea, bă, cum fac să opresc? Mă gândesc, bă, dacă o fut, poate tace. Și facem treaba asta, depun un efort considerabil. Și după aia, știți, îmi spune, bun, și acum hai să vorbim. Nu vreau eu să vorbim, cum, dracu? Întrebare, hai să vă mai întreb o dată. Deci, oamenii care au fost prima oară, care nu mai venit prea mai niciodată la stand-up? Așa.
Ok. E vulgar? Adică e altfel decât te așteptai? Se poate și mai bine. Se poate și mai bine. Ai sunat ca prietena mea la futut acum. Se poate și mai bine. Speram să zici mai vreau o dată, dar... Au! Ați mai fost? Da. A, ok, ok, măcar na, ai o comparație. Eu nu... Mă refer la stand-up, nu? Nu. Eu, știi de ce am întrebat? Eu am așa un pic de frică de oamenii care nu mai fost la stand-up, când eu nu știu cu ce așteptări vin oamenii ăștia. Vii prima oară, n-am idei, știți că... Până la urmă, na, ești, aici e capitala stand-up-ului, modul ăsta de comedii, stand-up comedy, cum aici în Londra se întâmplă toate chestiile din lume. Dar în România nu prea se întâmplă și e o chestie destul de nou făcută și nu prea știu cum să o... Adică ultima formă de umor asemănătoare cu asta a fost Vacanța Mare și... Erau mult mai curați, mult mai decenți, dar până acum am vorbit doar de nimic ce-o vorbit aia vreodată. Și nu știu dacă oamenii vin cu... Am pus o dată, eram undeva lângă Bacău, am avut un show și am urcat pe scenă, eram ultimul și cum am urcat pe scenă, am început să vorbesc cu cineva. Și aici era barul în partea asta. Și cum am urcat pe scenă, nenii era, tădea din mâini la bar, mai nu știu ce problemă avea. Și deja era așa show, zic, domnule, hai să liniștim. Și el tot tădea din mâini, acolo tot era supărat. Păi, ce aveți, mă, ce s-a întâmplat? Și din partea de-a luat s-aude, bă, să pleci acasă. Și eu zic, da, mă, chiar, ia să pleci acasă. Și ăla răspunde, nu, tu să pleci acasă. Păi zice, păi pentru că vorbești urât. Aveam un minut de când eram pe scenă. Boss, ai răbdare. Stai că vin și asta. Omul era supărat, dar ce aveți? Ce ați crezut că o să fie? El era supărat că am vorbit vulgar, dar cum ați crezut, domnul, că o să fie? Și el îmi spune, era un nen la vreo 60 ceva de ani cu mustață, cu firii multe albi în cap. Păi eu am crezut că o să fie un fel de Stella Șarșinel. Că e vina mea că ai avut o impresia că îți vând o cremă pentru reumatism sau ce dracu. Asta era, mă rog. De asta zic că am puțini emoții, că nu știu cu ce așteptări vii, că dacă ai văzut stand-up la televizor, iar e altă chestie, că ați văzut acolo când apare. Deci aici locul ăsta e o chestie perfectă pentru stand-up, e o chestie, e onoare pentru orice comediant, mai ales noi care suntem mai diplomă noastră, să fim aici, serios. Dar de multe ori facem stand-up-urile astea prin baruri, prin restaurante, poate multe nu sunt așa de bine pregătite cu băie asta. Că avem 50 de lumini aici, incredibil de fain. Serios, de multe ori nu e așa. Că, da, și când ai văzut, și dacă faci comparația cu televizor, ați văzut cum a început. Doamnelor și domnilor, și acum aplauze pentru Vaselică din Crăcănești sau ce genul. Și urcă la piscină și toată lumea, uuuu, nebunii, aplaudă tot, râd din prima, de se cacă pe el, spune, bună seara, și tăți pocnezi din râs. Deci, cred că își face, bă, dar ce amuzant, să mă auzi, nu am știut. Deci mă uit la bendeac, săracul, bă, cum îl văd săracul că se chinui să râdă, eu cred că la un moment dat își arunc rinichii în aer. Deci, deci omul încearcă din tot, deci se pare amuzant, ceea ce vreau să zic e că e altfel. Stand-up la televizor e foarte bine făcut și foarte, are așa un context foarte mișto să-l filmezi, să iasă bine, să bună seara, uuuu, da-te drag, e altfel. Ceea ce vreau să zic e diferență foarte mare între stand-up la televizor și la din baruri. Foarte mare diferență între stand-up la televizor și la din baruri. Știți cam care e diferența? Ca să folosesc o analogie, e fix ca diferența dintre sexul din filmele porno și ăla din viața reală. Ei, oleac. Ei, oleac. Ați văzut cum e, că în filmele porno toate femeile au așa un bronz de la perfect, câte 2 kg de țâță fiecare, sunt perfect aranjate, superb, machiate la 8 dimineața când se trezesc. Merg somnoroase să-și fac o cafea, să întâlnesc întâmplător cu iubitul care îi pula goală pe hol și să fut în draci, pentru că da, așa se întâmplă. Și eu mă trezesc cu ori înaintea prietenii și stau cu pula scoată în fața ușii. Și dacă ies de acolo nemachiat, îi fut-o pe-alun piste ochi, adică... E, da, nu e ok. Ați văzut că nu e așa în realitate, n-are bronzul perfect, mai are 2 coșuri pe bucă, un fir de păr în cur, când o bagi din prima nu intră că ești prost, omul dacă încep să fuzi, iau cărceii pe la spate, iar are migreni în fiecare seară, nu-i nimica. Ați văzut în pornografie cât de bine se înțeleg toate femeile cu organul? E fascinant. Cum o văd, li se aprinde un bec în ochi. Ați văzut? Pulă. Bă, parcă e un detector de la din metal pe plajă. Deci, bă, mă uit, li se învârt pupilii în ochi, mă, se îmbabi picioarele. Ca la păcăneli, când intră la aia pe linii, lămâi, la el în ochi intră pulă. Intră într-o cameră de 600 lei, bă, leu, își dea treaba, mă, aici ai. Nu dovidesc, că e... Băi, și o iau și trag de ea și o bag unde ești în curul ăla.
o bagă până în stomac. Că toată lumea știe că femeile alea n-au zona asta de gât. Cum o bag în gură, o scapă la vale. Curge capa la Ulux, îmi bag ceva dacă nu e. Că măciuca din negru e făcută să-ți învârtă sucul gastric în stomac. Când ai un băț mare și învârți într-o oală, aia e. Practic toate sunt înghistoare de săbii. Deci cum să spui treaba asta, că în realitate dacă ți-o pupă să spui să rumâna? În realitate toate... Ei, și puti, ei, omule. Ei, ai fost la pescuit, că miroase la pești, că... Deci, n-am emoții de am lacrimi în ochi, mă ustru ochii. Hai de capul meu, băi, parcă-i pizza cu ciuperci, cu brânză, a, nu ce... Dai, dacă o suc, mă duc la mare. Dacă o suc, mă duci la mare. În Grecia, da? În Grecia, că pentru Costinești o sucă măta. Mă duc să mă spăl pe dință, Aris Kami! Și Didi Party, cred că cea mai mare diferență dintre toate e că în pornografie toate femeile fac așa și în realitate fac așa. Au bărbații aia din filmul aia niște... niște... pupulaici, cioatici... Băi, ce s-a alea? Că eu când am văzut prima oară una din aia m-am gândit, bă, ăsta bate nuci cu ea. O intrat unul în cameră cu atamă de rângă, m-am uitat la el cu milă, băi. Am zis, uite-mă, săracu, e handicapat. După aia m-a intrat unul după el și am zis, uite-mă, și ăsta e handicapat. O fi film cu handicapați. Cred că la final trebuie să donezi niște bani. După aia m-a intrat încă vreo 3 după primii 2 și acolo m-am panicat eu. Am zis, ok, dacă așa e normal, înseamnă că eu sunt handicapat aici. Dacă așa trebuie să arate, înseamnă că mie lipsește o parte din corp. Unde e restul de metru de pulă care mi se cuvine? Trebuia să fiu până aici. Deci, bă, pe bune, ați văzut că poți să fii orb, te ghidezi cu chestia aceea, ești la modul... Eu dacă aveam așa pulă, mie nu mai era frică de maidanez. Bă, bați câinii cu aia. Deci, marci, futu-ți... Dacă românii ar fi avut așa ceva, istoria arăta diferit. Bă, nu ni mai invadau turcii. Păi eram la graniță toți, hai, futu-vă în gură, hai. Aveți tupeu, hă? Hai, hai! Dar nu plecau toți rupți în cur? Bă, și pe lângă faptul că au dita mai... cioata... Bă, ați văzut cu ce intensitate fut oamenii aici? Că toți așa. Două ori. Cine dracu fut în ritmul ăla două ori că nu ești cal? Că dacă eu fac așa 10 minute, eu leșin. La ce 10 minute? Vorbesc prostii. Fedor, dacă te pun capră și după 3 minute sunt ceva pe spate... Eu nu mi-am dat drumul, mi-i începe să-mi curcă sânge de nas. Mulțumesc frumos, oameni dragi, eu am fost Serghei, un public extraordinar în seara asta, astăzi, de fapt, nu în seara asta. Și acum, doamnelor și domnilor, continuați aplauzele, pentru după mine urmează Paul Lungu.